Marcel Ciolacu cere plafonarea prețului la carburanți. Președintele PSD a venit cu această solicitare pentru partenerii din coaliție în contextul în care prețul carburanților a crescut în ultimele săptămâni. Afirmațiile lui Marcel Ciolacu vin în contextul în care prețul carburanților a crescut la peste 9 lei per litru. Potrivit datelor furnizate de Peco Online, prețul mediu al motorinei standard a depășit 9 lei pe litru pe 7 iunie și a ajuns la 9,24 de lei pe litru pe 19 iunie. Totodată, litrul de benzină a început să crească de la finalul lunii aprilie, când era la valoarea medie de 7,7 lei, iar pe 19 iunie a ajuns la 8,66 de lei pe litru, ce a dus la proteste în benzinării. Evoluția prețurilor la pompă este influențată de evoluția cotațiilor la produsele petroliere din zona de referință, dar se resimt și efectele politicii Petrom de a nu mai cumpăra petrol din Rusia, a scris economica.net. Eu vreau în continuare să ne așezăm la masă, să luăm deciziile cele mai corecte, pe baza cifrelor, să intervenim unde sunt speculații, cum este acum zona de carburanți. Este evident că trebuie venită cu o plafonare clară a prețului în limite și să aibă toate companiile o masă marjă de profit, a spus Marcel Ciolacul luni 20 iunie la sediul PSD din Chiselev, potrivit Ager Press. El a precizat că nu se poate să rămânem și să avem reacție cum are Consiliul Concurenței după 5 ani sau 3 ani de zile. Ori suntem niște oameni responsabili politic și ne-am implicat în acest act de guvernare ca să facem viața oamenilor mai bună și să intervenim într-un moment de criză, ori nu putem construi nimic și cu asta basta, a mai punctat președintele Camerei Deputaților.